Vă invit să deschideți împreună cu mine Scriptura la Evanghelia după Matei, capitolul 20 și 1. Voi citi de la versetul 1 până la versetul 9, pagina biblică 948. Evanghelia după Matei, capitolul 21, citesc de la versetul 1 până la versetul 9, pagina biblică 948. Aici Evanghelia spune așa, când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, spre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi în dat o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și în dată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice. Spuneți fiice Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au dus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copașele și le preserau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Isus și cele ce veneau în urmă strigau, O sana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, O sana în cele prea înalte, amin. Doamne, noi stăm în aceste momente înaintea Ta. Cuvântul Evangheliei este deschis înaintea noastră și îți mulțumim pentru lucrul acesta. Mă rog, Doamne, să bine timpul ce ne stă înainte cu prezența ta specială. Mă rog să dai hară în predicare. Mă rog să ne deschizi sufletul pentru cuvântul tău. Vorbește-ne, Doamne, fiecare dintre noi într-un mod puternic în dimineața aceasta. Și ajută-ne pe fiecare dintre noi în această zi de sărbătoare să ne întâlnim cu tine și în Cuvântul Evangheliei. Îți mulțumesc, Doamne, că mă asculți. Slăvi să fie numele. Amin. Vă mă rog să vă reașezați. Astăzi încheiem seria de studii despre valorile bisericii și anume despre închinare. Închinarea e un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi. Închinarea definește părtășia noastră cu Dumnezeu. De fapt, închinarea nu este nimic altceva decât răspunsul nostru la mila, la bunătatea, la îndurarea, la mântuirea lui Dumnezeu. Și este foarte important să ne închinăm lui Dumnezeu. Și în această dimineață vreau să te întreb, în timp ce stai în prezența Domnului, cât de importantă este pentru tine închinarea? Cât de preocupat ești tu, care vii în această dimineață și ai pășit în prezența Domnului, să te închin lui Dumnezeu. De multe ori pentru noi înseamnă închinare doar timpul de aici de la adunare, când se cântă, eventual când ne rugăm anumite rugăciuni de laudă, de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Dar închinarea este mult mai mult. Închinarea este răspunsul tău și răspunsul meu la bunătatea lui Dumnezeu, la mila lui Dumnezeu, la purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Închinarea este atunci când cânți, închinarea este atunci când te rogi, când dăruiești, închinarea este atunci când asculți cuvântul și spui, Doamne, vorbește că sunt gata să ascult cuvântul tău. Închinare înseamnă să deschizi Biblia acasă, la biroul tău, la cabinetul tău, în mașină, oriunde ești și să citești cuvântul lui Dumnezeu pentru tine. Închinare este atunci când te rogi acasă înainte de masă și îi mulțumești Dumnezeu pentru mâncare, îi mulțumești lui Dumnezeu pentru pâinea cea de toate zilele. Închinare este atunci când, de exemplu, într-o călătorie chem numele Domnului cu tine să te însoțească, să te ocrotească. Închinare trebuie să fie un mod de viață, închinarea pentru fiecare dintre noi, nu doar ceva ocazional. Spunea Iorga la un moment dat, marea problemă a oamenilor este faptul că l-au închis pe oameni în biserică, pe Dumnezeu în biserică, spunea Iorga. Oamenii l-au închis pe Dumnezeu în biserică ca în rest să facă ceea ce vor. Dacă astăzi privim însă cu atenție, vom vedea faptul că mai mult ca oricând, în mișcarea... Pocăiască din România, Biserica Pentecostală, Baptistă, există ispita aceasta, să-l vezi pe Dumnezeu mai prezent peste tot decât în biserică și lucrurile au degenerat. Dumnezeu este prezent peste tot, dar în mod special, spune Scriptura, atunci când poporul lui se adună la închinare. Acestea fiind spuse, se pune în următoarea întrebare, oare de ce avem noi nevoie ca să ne putem închina lui Dumnezeu în așa fel încât Dumnezeu să primească închinarea noastră și închinarea noastră să-L cinstească pe Dumnezeu și să transforme viața noastră. Mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru noi în această dimineață, l-am intitulat patru lucruri de care ai nevoie ca să te închini. Patru lucruri de care ai nevoie ca să te închini. Și primul lucru de care ai nevoie și de care am nevoie ca să mă închin este conștiința prezenței Domnului conștiința prezenței Domnului. Se poate oare într-o dimineață ca și aceasta să vii la adunare și să n-ai conștiința prezenței lui Dumnezeu? Răspunsul este da. Se poate oare să fii într-o călătorie, să fii la locul tău de muncă, orice ar presupune acest loc de muncă și să fii lipsit de conștiința prezenței lui Dumnezeu? Răspunsul este da. Sunt oameni care vin la adunare așa cum s-ar duce la o întâlnire oarecare. Sunt oameni, de exemplu, care mai ales în Statele Unite ale Americii au anumite întâlniri sociale. Sunt anumite biserici care văd demoda să mai predici din Evanghelie să vorbești despre Dumnezeu și să se întâlnesc să se încurajeze unii pe ceilalți. Da, sunt comunități creștine, dar nu mai fac vorbire despre Hristos. Nu este Hristos în centrul întâlnirilor. S-a pierdut conștiința prezenței lui Dumnezeu. Vă rog să remarcați că când Iisus Hristos îi trimite pe cei doi ucenici, nu ni se spune numele celor doi, ca să aduc un măgăruș pe care să încalece, ca să împlinească profeția lui Zaharia, iată împăratul tău, vin la tine blând și călare pe un măgăruș, ca să împlinească cuvântul, lui, tău, cuvântul lui Dumnezeu să dea dovadă de zmerene, de modestie. El spune în felul următor, dacă cine vă va întreba de ce luați măgărușul, ceea ce mi se pare puțin bizar ai putea să spui, domnule, te duci și ei mașina cuiva și te întreabă ce faci cu mașina mea. Dice Domnul are trebuință de măgărușul acesta. Iubiții mei, e atât de important să înțelegem că cel care este în mijlocul nostru în dimineața aceasta nu este oricine, este Domnul. Ce însemna aceasta în gândirea evreiască a primului secol? Adică Însuși Dumnezeu care este stăpân Stăpân peste timpul tău Stăpân peste trupul tău Stăpân peste familia ta Stăpân peste destinul tău Cel ce se numește eu sunt Dumnezeul Domn Dumnezeul stăpân Are trebuință de măgărușul tău Și toate acestea se fac pentru că ești conștient că Domnul are trebuință de ceea ce ai tu Ba mai mult când se apropie de Ierusalim Iisus Hristos de asemenea, se apropie în calitate de Domn al Ierusalimului, în calitate de Dumnezeu. Se uită la Ierusalim și plânge pentru că nu vede starea spirituală a poporului așa cum ar fi trebuit să fie. Dar Isus Hristos, când vine la Ierusalim și ucenicii înțeleg lucrul acesta, nu vine oricine, vine însuși Domnul. Atunci când. Este distrus templul de la Ierusalim, atunci când robia babiloniană bate la ușă și evreii sunt duși în robie. Marea dramă nu este doar distrugerea templului. Marea dramă nu sunt doar casele arse, doar suferințele sufletești și suferințele fizice. Marea dramă este că Dumnezeu pleacă din Sion. Și profetul Isaia spune că vestea bună este că se va întoarce Dumnezeu în Sion. Și iată, în dimineața aceea, în ziua cea intrării triunfale a lui Hristos în Ierusalim, se întoarce Dumnezeu în Sion. Și asta este marea binecuvântare revine Domnul în mijlocul poporului său. Conștiința prezenței Domnului este foarte importantă dacă vrei să te închin. Iubiții mei, Ion Gură de Aur avea dreptate când spunea, a fi aproape de Dumnezeu sau departe de Dumnezeu depinde doar de om, deoarece Dumnezeu este peste tot, Dumnezeu este pretutinde. Însă atitudinea inimii mele și atitudinea inimii tale face diferența. În această dimineață, dacă vrei să te închin cu adevărat lui Dumnezeu, prin cântare, prin dărnicie, prin rugăciune, prin ascultarea cuvântului, prin tot ce se întâmplă, aici, te rog, realizează faptul că întâlnirea noastră nu este una oarecare, nu este doar o întâlnire când ne vedem unii pe ceilalți, este întâlnirea cu Dumnezeu. Dumnezeu, este Domnul prezent în mijlocul nostru și asta dă foarte mare valoare întâlnirii noastre. Nu există închinare, nu există închinare care să te transforme, să-L cinstească pe Dumnezeu, fără să conștientizezi faptul că Domnul este prezent în adunare. Mă rog în această dimineață fiecare dintre noi să înțelegem că la adunare cu noi este Isus Hristos, mări să firmele. este prezent Domnul în adunare. Spunea altă dată Iacov, Geneza 28 cu 16, n-am știut că Domnul este aici. E trist să fii în prezența lui Dumnezeu și să nu realizezi că Domnul este aici. Întrebarea este, tu realizezi faptul că Domnul este aici? E atât de important când intri în prezența Domnului să fii conștient unde te găsești. Ai pășit tocmai în prezența lui Dumnezeu. Și primul lucru de care ai nevoie în dimineața aceasta ca să te închin Domnului este conștiința prezenței lui Dumnezeu. Ce mi se pare foarte interesant este că Isus Hristos spune la un moment dat în felul următor. Atunci când doi sau trei se adună în numele meu, și interpretarea exactă din textul grecesc este când doi sau trei se adună pentru numele meu și eu sunt prezent în mijlocul lor. Cu alte cuvinte, atunci când noi ne adunăm, nu ca să ne vedem unii pe ceilalți, nu ca să socializăm, să ne simțim bine unii cu ceilalți, chiar că toate astea sunt importante, Și ne adunăm pentru Isus, să ne rugăm lui Isus, să-i cântăm lui Isus, să învățăm cuvântul. Hristos este prezent în mijlocul nostru. Dacă vrei ca închinarea ta să fie primită de Domnul, să-ți transforme viața, să-ți înnoiască viața, dragul meu, ai această conștiință a prezenței lui Dumnezeu. Conștiința prezenței Domnului este primul lucru de care ai nevoie atunci când te închin. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Aseară împreună cu fratele Silviu am fost plecați la o evangelizare la Oravița și am slujit acolo amândoi, ne-am întors destul de târziu acasă, dar am avut o mare bucurie că Domnul a lucrat. Și la un moment dat, când s-a terminat slujba, s-a ridicat o soră în picioare, m-am gândit ce vrea sora să zică. M-am gândit că are o vedenie, are o un... descoperire din partea Domnului. Și la un moment dat, sora aceasta spunea în felul următor, în timpul rugăciunii, Aveam mari, foarte, mari dure de spate, mă durea foarte tare spatele și în timpul rugăciunii, mâna Domnului s-a atins de mine și Dumnezeu mi-a luat durerea de spate, mă simt foarte bine. Și am zis, ce înseamnă să fii în prezența lui Dumnezeu? Ce înseamnă să realizezi faptul că nu este o întâlnire oarecare, este o întâlnire cu Dumnezeu? O mare problemă în biserica contemporană este pierderea prezenței lui Dumnezeu. Oamenii vin și stau pe telefon, oamenii se gândesc la vrute și nevrute, rata de la bancă, ce meci o să mai am cu socru, cu socră mea, cum să rezolv problemele cu nevastă mea, cum să cu și nu realizează faptul că Domnul este prezent în adunare Domnul este prezent în Sion iubiți mei, primul lucru de care avem în această dimineață nevoie în prezența Domnului pentru a ne închina cu adevărat Domnului este conștiința prezenței Domnului Domnul este aici, este gata să ierte, este gata să te elibereze, este gata să te vindece, este gata să-ți ridice povara, este gata să-ți primească cântarea. Asta este foarte important de menționat. Iisus Hristos este prezent în mijlocul nostru. Mulți oameni spun, am știu că Domnul este aici. Dar cum să nu știm noi astăzi că Domnul este aici? Când El însuși ne spune că atunci când doi sau trei ne adunăm pentru El și El este prezent acolo. Primul lucru de care ai nevoie ca să te închini lui Dumnezeu este conștiința prezenței Domnului. Al doilea lucru de care ai nevoie este o ascultare fără nicio rezervă. O ascultare fără nici o rezervă. Eu am stat și m-am gândit să te trimită Domnul să iei măgărușul cuiva, care a fost legat, proprietatea cuiva. Eu aș fi spus și probabil și tu ai fi spus, Doamne, ce cerere e lucrul acesta? Cum adică să mă duc să iau proprietatea cuiva? Cum, de exemplu, m-ar trimite acum pe mine Domnul să mă urc în mașina vreuna dintre voi și să zic, mă duc cu ea misiune. Și tu spui, frate, cum te duci că eu am treabă. Domnul are trebuință de ea. Amin. Nu știu ce ne-a zis, la, la final să-mi spună că mă duc cu ea misiune. Domnul se -mi teze. Unde am rămas? Deci o ascultare fără rezervă. Să vină să spună, auzi, dă-mă gărușul tău că am nevoie de el. Adică să mă urc într-o mașină, să zic, nu uite, mă duc cu ea misiune și mă duc într-o misiune lungă ca în Domnului. Și să o duc peste câteva zile când îmi termin treaba. Îți dai seama că era o chestiune puțin ciudată. Cum, domnule, te duci, nici măcar nu cer voie. Eu m-am uitat în text cu atenție, mă, nu cumva în alte variante evanghelice. Bine, zice așa Matei, dar ceilalți evanghelici ce zic? Nu cumva au fi zis, o fi bătut la ușă. să știți că Domnul are trebuință, dragi vecini, consăteni, nu știu mai ce, are Domnul Isus trebuință de măgărușul vostru. Zice Scriptura că nu. Măgărușul a fost cu mama lui acolo, s-a dus frumos, l-a dezlegat și într-o altă evanghelie zice că ăștia s-au și panicat când o fi făcut gălăgei, mă gălăgei, mă gălăgei, mai când deci o fi tras de el o leacă. Vin stăpânii, dar ce faceți cu el? Răspuns, domnul are trebuință, pe să faci chestia asta și atunci, dar așa cum a strabă în și ascultare de plin de domnul. Astăzi l-ai fi mustrat, asta ai fi pus mâna pe telefon și ai fi sunat la poliție. Atunci îi dădeai două și rezolvai problema. Oamenii erau mult mai violenți atunci. Și cu toate acestea să face exact ce spune domnul. Știți care e marea noastră problemă la ora actuală? Ascultăm selectiv. Și când m-am gândit la lucrul acesta, mi-a venit în minte tot așa o poveste a unui frate, deci frate, Dan, am citit, că eu citesc, zice așa, cât o carte de, din Biblie de la început până la final, și l-am citit pruncilor din Biblie și am ajuns la Ioan Botezătorul, care a zis, cine are două haine, să ia una și să o dea unea care n-are. Zice, feciorul meu, zice, de cinci ani, când am citit lucrul acesta, zice, nu mă văd că deschide ușa la dulap. Eu aveam două costume, unul mai vechi, unul mai nou. Care crezi că i sărit în ochi? Ăla nu. În timp ce eu citesc, eu cu un ochi în Biblie cu noi la el, mă văd că ia sacoul, îmboțește așa frumos, ia pantalonii, îmboțește, îi pune pe pat. Nu, no, de citit, zice, ce faci cu ele? Tată zice, le dăm la cine n-are. <laughs> Cum să le dai, zice, că nu am două costume. Pe păi, așa a zis Ioan, zice, cine are, două de unul care nare? Bă, bă, că dădea pe la mai vechi. Dar mă, ăsta nu am, l-am luat. Dar a bine pe mine. Tată, dar așa zice Ioan, cine are două, unul să dea. La care m-am văzut eu în situația în care zice, da, dragul tate, așa zis, dar noi trebuie să ascultăm, zice, cu atenție. Și m-am dat seama după aia că noi ascultăm, de fapt, se, uh, cu discernământ, zice, cu atenție. Adică ce ne place nouă, luăm ce nu, nu. Acum, dacă suntem onești, câți dintre noi când Domnul ne spune ceva în Biblie, ne asumăm tot ce spune Domnul? Știi cum suntem noi? Cum te duce în grădina Domnului Isus? Ne și vedem grădinarii Domnului Isus Hristos, acolo frumos grădina lui. Deci, a, vreau rochi, ro -a zis, ro -a asta, cred că obosit Silviu. Roșii asta vreau, asta vreau castravetele celălalt, vreau usturoi celălalt, ardeiul celălalt și așa facem noi. Știi, o leacă de bucurie întreabă, Olea o leacă de blândețe, nu mi-ar strica. O leacă de încurajare, că să o leacă cam trist. Pa, chiar o leacă de încurajare, dar Domnul are mai multe în grădina lui și a trebuit să le luăm așa frumos, părând toate, să ne asemănăm cu el. Dar noi mergem și ca și plantele, și ca și roadele câmpului, și așa mai departe, ale grădinii, ne luăm ce ne pică nouă bine. De fapt, marea noastră problemă este că noi ascultăm în general selectiv. iubiți mei, nu există închinare fără ascultare de plină. O ascultare fără rezervă este foarte important. Să asculți Domnul fără nicio rezervă. Asta este o condiție ca să te poți închina. Dacă noi ascultăm numai ce ne pică nouă bine. Nu putem să ne închinăm lui Dumnezeu. Toți spunea la un moment dat: Nu poți să-i aduci lui Dumnezeu o închinare care să-i fie totul plă, în totul plăcută, dacă știi că adăpostește în viața ta lucruri pe care el le dezaprobă. Nu poți să te închini cu adevărat duminica, iar în restul săptămânii să trăiești fără nicio treabă cu Dumnezeu. Asta nu e închinare adevărată. Mă rog, în această zi să ne ajute Domnul să ascultăm în totalitate, fără nicio rezervă de tot ce ne spune el. M-am uitat în cartea Domnului Maleahi, capitolul 1 și spune. Vedeți, voi veniți la altarul meu, le vorbește Domnul preoților și mă disprețuiți. Și mă obosiți. Și poporul zice și preoții zic, dar cum putem să facem noi așa ceva? Zice, voi aduceți uh, ca și jerfe lucruri de proastă calitate. Aveți oi frumoase, miei frumoși în turmele voastre și dați pentru Domnul tot ce mi-ai prozice. Cei bolnavi, cei obosit, ce știu, ce nu poate, ce nu are nicio calitate. Zice, tot ce e mai rău în turmele voastre, cumva faceți ce ar trebui să faceți o lecuță, Aduceți niște jerfe, mă, dar n-aduceți cum trebuie. Numai așa să vă scăpați. Și am stat și m-am gândit, Doamne Dumnezeule, oare nu se potrivește asta pentru noi? Uite, unde suntem noi în dimineața aceasta? La adunare. Bine am că am venit. Am ascultat de Domnul. Dar mulți dintre noi ne oprim doar până aici. Auzi, slavă Domnului că am venit aceea în adunare. Dar poate Domnul vrea ceva mai mult de la noi, să ascultăm mai mult. Poate Domnul vrea să ierți, poate Domnul vrea să iubești, poate Domnul vrea să dăruiești, poate Domnul vrea să te implici în lucrarea Lui. Poate Domnul vrea să faci ceva pentru El, poate Domnul vrea să schimbi ceva în viața ta. Poate Domnul vrea să renunți la anumite relații greșite din viața ta, relații toxice. Poate Domnul vrea ceva de la tine. Întrebarea este, tu ești gata să-l asculți pe Domnul? Ce mai mulți dintre noi ascultăm de Domnul, dar ascultăm cu rezerve, ascultăm numai ce ne pică nouă bine, numai ce ne place nouă, aia facem. Ascultăm de Domnul numai atunci când avem noi chef. Iubiții mei, mai spune profetul din partea Domnului, voi ziceți, ce mai atâta ostenială? Ce rost are atâta ostenială? Și în felul acesta, voi nu-L cinstiți pe Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie în această dimineață de închinători care n-au nicio rezervă când vine vorba de ascultare. Pentru Dumnezeu, ascultare este cea mai importantă. Zice Scriptura că Saul, la un moment dat, nu l-a ascultat pe Dumnezeu în totalitate. O parte din noile cele mai frumoase, din boii cei mai frumoși, i-a păstrat să aducă jerfă. Și vine Samuel și spune, auzi, aud ceva behăit. Ce se aude aici? Zice, a, o parte din popor, dar eu l-am ascultat pe Domnul. O parte din popor a luat câteva oițe, câțiva uh, viței, vrea să le aducă în chinare Domnului. Și Samuel îi spune, sau le, vreau să te întreb ceva. Oare îi place Domnului mai mult arderea de tot, jerfa de un fel sau de altul decât ascultarea de glasul Domnului? Pentru Dumnezeu ascultarea de glasul lui este mai importantă decât orice. Ce mai important pentru tine ca tată sau mamă? Tată zoa să, nu știu, să zică pruncii tot felul de vorbe sau să te asculte? Ce mai important? Nu e așa că ai vrea să te asculte pentru Dumnezeu, ascultarea noastră este foarte importantă. Odată mi-a vorbit Domnul și spune psalmistul de două ori, am auzit eu, să ne ajute Domnul acesta. Geneza 22, vine Domnul la Avram și spune, Avrame, ai așteptat 25 de ani după băiatul acesta. Eu am așteptat 8 ani de zile după copii. Dumnezeu a făcut o și ne-a dăruit doi copii. Dar el a așteptat 25 de ani, mi se pare foarte, foarte mult. 25 de ani și după 25 de ani, când feciorul lui are vreo 25 de ani, Isaac are vreo 25 de ani în momentul acesta, când ai putea să spui, mă, îți ia tot businessul, toată povara, te poți baza pe el, e feblețea ta, îl duci pe, cu tine peste tot pe feciorul tău, Isaac. Deci, după 25 de ani de așteptare, după 25 de ani în care te bucuri de el, să vină Domnul să spună într-o seară, auzi, la dimineață, să lei pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Adică îl iubești mai mult ca orice în lumea aceasta. Să le zice și să mi-l aduci ardere de tot. Și spune Scriptura că Avram nu negociază cu Domnul. Ce mai mulți dintre noi am fi negociat? Ca să fim cinstiți cu Domnul. Am fi zis, Doamne, ți-aduc zece viței, ți-aduc 100 de oi, dar nu pe feciorul ăsta meu. El este totul pentru mine. Sunt oameni astăzi care își iubesc mai mult nevestele decât pe Domnul sunt oameni care își iubesc mai mult bărbații femei care își iubesc mai mult bărbați decât pe Domnul sunt oameni care își idolatrizează pruncii și își iubesc mai mult pruncii decât pe Dumnezeu și atunci n-ai pace în casă n-ai pace cu pruncii, te Dumnezeu pe primul loc și apoi vezi, relație bună cu nevasta cu bărbatul, cu pruncii, cu cât suntem mai pocăiți cu atât avem relații mai frumoase frații mei Avram îl ia pe pruncul acesta și este gata să-l jerfească. Zice Ioan Gură de Aur când comentează acest text biblic, zice, nici nu știu de cine să fiu mai impresionat. De un tată care se duce să asculte de Dumnezeu până la capăt, până acolo când să jerfească pruncul, sau de acest prunc de 25 de ani, care stă ca un miel de jerfă și-și ascultă tatăl până la ultimul cuvânt. Pentru că zicea Dumnezeu, îl cunosc pe Avram, și știu că după el va porunci casei lui să se țină de mine. Și Isaac crește lângă lui, și Isaac învață ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu. Și este gata să asculte amândoi de Dumnezeu fără nicio rezervă. Dacă vrei să te închin cu adevărat lui Dumnezeu, ascultă-mă. Trezește în sufletul tău conștiința prezenței Domnului. Domnul este prezent în adunare. Fii conștient de lucrul acesta. Domnul este prezent cu tine acasă, oriunde ești atunci când tu cauți fața lui, Domnul este prezent acolo, ca tată, ca mântuitor, ca Dumnezeu. Ascultă de Domnul fără nicio rezervă, nu mai fi selectiv în ce asculți. Avem eșecuri spirituale, nu avem putere, nu avem bucurie pentru că ascultăm selectiv. Ce ne place, facem, ce nu ne place, nu facem. Știți ce se întâmplă atunci? Noi suntem Dumnezeii noștri. Când tu îți permis sau eu îmi permis să spun, auzi, asta nu fac, n-am chef să o fac, noi de fapt spunem, Doamne, știi ceva? eu decid ce vreau să fac și ce nu vreau să fac. Și nu mai este Domnul, Dumnezeul tău. O ascultare fără nicio rezervă este un alt lucru de care avem nevoie ca să ne închinăm. Apoi, în al treilea rând, regăsirea entuziasmului pierdut. Al treilea lucru de care ai nevoie și de care am nevoie ca să ne închinăm cu adevărat Lui Dumnezeu este regăsirea entuziasmului pierdut. Uitați-vă să vedeți cât entuziasm era acolo când pătrunde Iisus Hristos în Ierusalim. Coboară de pe muntele măslinilor, undeva la 800 și ceva de metri, 826 de metri coboară spre Ierusalim de acolo vede foarte frumos Ierusalimul templu, Ierusalimul era undeva la vreo 400 de metri înălțime și când se coboară pe muntele măslinilor și intră în Ierusalim, dintr-o dată mulțime este entuziastă. Ucenicii care vin cu Domnul, povestesc ce a făcut Domnul, cum l-a înviat cu Lazar, minune, semne, semne. Toată lumea este plină de bucurie. Vin pelerinii de la Ierusalim, coboară înaintea lui. Sute de mii de oameni, o bucurie fantastică. Ramuri de finici, își pun hainele pe acolo pe jos. Îl primesc pe Domnul cu un entuziasm fantastic. E adevărat, Că nu trec decât vreo câteva zile și îl crucifică pe Iisus, dar totuși ce frumoasă primire a avut Iisus, cât entuziasm și Domnul apreciază entuziasmul nostru. E ciudat că trăim vremuri în care noi ne rugăm lui Dumnezeu și nu avem nicio credință, e ciudat să cântăm și să nu avem bucurie, e ciudat să venim în prezența Domnului cum ne duce la mormântare. E ciudat să vină cineva să spună, auzi, te-aș invita la restaurant și fac eu cinste. Să te bucur mai mult de asta decât să spună cineva, haidem să ne ducem la casa lui Dumnezeu. Zice David, mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu. E ciudat că nu mai avem bucurie să venim la adunare, adică e bucurie să venim în prezența lui Dumnezeu. E ciudat că nu ne mai rugăm cu foc. E ciudat că nu mai cântăm din toată inima. Nu-i bine, trebuie să ne rugăm din toată inima. Trebuie să ne vărsăm sufletul înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să cântăm cu tot sufletul nostru. Pe ce punem noi mâna, trebuie să punem cu toată puterea noastră zice înțeleptul în Eclesiastru, zice, auzi, pe ce pui tu mâna, dar pune mâna cu toată puterea ta, nu fă lucră de mântuială. Cum merge societatea când este condusă de oameni care n-au niciun entuziasm, care se duc de parcă vin. Cum arată cântarea când cântăreții nu au entuziasm, cum arată adunarea când noi nu avem entuziasm, cum arată predicatorul care se plictisește la predica lui. Cea mai tare fază în viața mea pe care am văzut-o, predica unul plictisit, amorțit și la un moment dat o căscat. Mă, prima dată am crezut că nu o văd bine, dar eu știu, După aia mă pe mine căscatul. Că ăsta e un lipsitor. Asta e foarte tare să cași la predicata, deci e ceva dramatic. Dar se mai întâmplă. Dar să dormi în adunare, ce zici de chestia asta? Asta e și mai tare. Păi s-a întâmplat așa ceva. Fapte, are vise din partea... De unde vin? Fapte capitolul 20. Vine Pavel la adunare. Atunci se întâlneau frații seara, după ce terminau lucrul, că erau mulți sclavi în biserică. Și vine Pavel la adunare și predică Evanghelia și predică câteva ceasuri. Și au și cina Domnului. Și în timp ce predică Pavel și predică și predică, predică, predică câteva ceasuri, că e ultima întâlnire cu frații de acolo, de la Troa, un băiat, așa undeva la 9-14 ani, cam Asta era vârsta unui băiețel numit Flăcău, undeva între 9 și 14 ani. La un moment dat, zice, Pavel, Pavel, nu era un mare orator, era un foarte bun învățat, un foarte mare teolog, dar nu era un tip așa foarte carismatic ca Apollo, foarte înflăcărat. Și l am cam plictisit. Atunci nu erau termopanie și s-a pus pe fereastră. Eu cred că la început mama s-a fost cu ochii pe el și l-a stat foarte cu minte, regulamentar. Dar la un moment dat tot s au întors, tot s au întors, tot s au întors, tot s au întors. Am văzut când i picat dar ce este interesant este faptul că au dormit. Deci asta e cea mai tare chestie, să vezi până că doarme în timp ce predici. Am fost la începutul slujirii mele, nu mi-am adus aminte, cu un frate în misiune, atunci strigam foarte tare. Și am mai strig, zice Silviu să predic mai tare și la învierea. Dar atunci eram așa pe un ton mai, mai înflăcărat. Și nu am predicat și -o și fratele respectiv, nu știu cum a reușit o soră, martor mi domnul că nu știu cum a reușit să doarmă. Stătea pe primul rând. Eu ca eu, dar fratele Pauli, era pe pilot automat turbo. Nu știu cum îi zice, V12, cred că. Deci când o dată, o dată drumul la o predicat numai a nici nu era mare adunarea. Mă, și o soră a reușit să dormă. Nu mi-a venit să cred. Și la un moment dat zice fratele Poli, soră, tu dori, și -a ce Isus. Soră zice, nu dor, nu mă ți țipesc. Deci asta e o mare performanță, să doarmă cineva la predica ta. Iubiții mei, știți care este problema? Ne-am pierdut entuziasmul. Ca să ne putem închina lui Dumnezeu, trebuie să fim plini de entuziasm. Biblia spune că Dumnezeu își găsește plăcerea în mijlocul oamenilor care îi dau slavă și cinste. În cartea spune, în cartea Domnului spune așa, în Scriptură, când voi vedea că mi-aduceți o închinare plină de bucurie, voi vedea și voi bine binecuvânta locul acela și vă voi bine binecuvânta pe voi. Să ne ajute bunul Dumnezeu să ne regăsim entuziasmul, să fim plini de bucurie. Ce bucurie a avut David când s-a închinat lui Dumnezeu? 2 Samuel, capitolul 6. E adevărat că nevastă sa Michal a fost o femeie fără nicio bucurie, fără niciun entuziasm. S-a uitat așa la el și a zis, mă, față de tata. Tata era un tip foarte sobru, serios. El, de fapt, nu avea nicio treabă cu, uh, cu, entuziasmul sau. El era un tip care era preocupat din împărăție, să meargă lui bine. David, bărbatul Micalei, era totalmente diferit. Ăsta ardea pentru Dumnezeu. Dacă vă uitați cu atenție sfârșitul vieții lui, el e preocupat nu de cine rămâne la tron, el e preocupat cum face casa lui Dumnezeu. E preocupat să adune tone întregi de aur, să facă planul pentru toate detaliile. El i-a dat, dacă uitați cu atenție în cartea cronicilor, el i-a dat toate detaliile templului. Uh, pentru altar, pentru uh, marea de aramă, pentru toate lucrurile. i-a dat toate detaliile, ce le-am primit direct de la Domnul. Am ce ziceți, Domnul i-a dat așa fără rugăciune? S-a rugat, o posti. Doamne, cum vrei să-ți fac casa? spune exact. El a fost foarte preocupat. O tot ce a câștigat, toate războaiele pe care le-a câștigat, tot aurul, în loc să-și facă el nu știu ce, toate le-a dat la casa Domnului. Argint, tot totul dat tot, 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 la casa Domnului. Ăsta o ars pentru Dumnezeu. O fost totalmente diferit de Saul. Saul s-a gândit casă frumoasă, încă o casă, încă o casă, încă o casă, împărăție. Ăsta a fost totalmente diferit. Și acum îl vede pe bărbatul Interesant, Interesant, a stat acasă. Că am stat și m-am gândit, nu au făcut prea bine David. Zice că a fost tot poporul. Tot poporul înseamnă nu numai bărbații. Înseamnă și soțiile. Mă, David, unde a fost nevastă ta? Cum adică tu duci chivotul Domnului, vin alte surori și nevasta ta, nevastă de la acasă? Mă, e grav. Deci hai să fim serioși. E grav sau nu e grav? Eu zic că e grav. Și urmarea arată că e gravă situația. Deci Mical trebuia să stea lângă, sau, lângă David. Și ea să cânte, să se bucure. Vine Domnul la noi acasă și ne vine cântează. Dar ea rămâne acasă și când se uite ea pe fereastră, ce să vezi pe aici? Regele David, mă uită de toate sfințismele. Până atunci era îmbrăcat frumos cu haine împărătești. Dar cum era îmbrăcat acum? Nici nu știe care e David. Era îmbrăcat exact ca și toți cântăreții. Și acolo erau mii de cântăreți. Dar eu atras atenția că a fost unul acolo care era cel mai entuziast. Ăsta ridica mâinile. Sărea. când zice că juca, noi gândim că nu știu ce, da nu. Jocul la evrei, poate ați văzut la anumite filmări, sare în sus și pe jos. Deci vă dați seama, el, el să sărea pe acolo, se bucura de numai, numai. O atmosferă de cer, de rai. Și ăsta se bucura din toată lumea. Mă, s-a uitat cine e ciudat ăla care se manifestă acolo așa. Când s-a bă, bă, bărbatul meu. O simți că nebunește. S-a făcut de tot de râsul. M-a făcut de râs. Și când vine David acasă să-și binecuvânteze casa, trebuia, în primul rând, el și casa lui toți trebuiau să fie acolo să ducă chivotul. Deci, lângă toți ceilalți cântăriți, trebuie să fie el. El avea mai mulți soții, că atunci așa era vremea. Dar Mical a fost prima lui soție, soția principală. Mical trebuia să fie cu el, cu prunci, toți frumos să ducă chivotul prezența lui Dumnezeu la acasă. Și atunci vă garantez că Mical nu mai zicea nimic, cu o cerceta Domnul. Doar rămas acasă și vine David, am um, să binecuvânteze casa lui, le face la toți pe acolo daruri, jerfeaște nu știu câte mii de oi și de boi, să mănânce toată lumea păsăturat, e bărbați, femei, copii veniți din alte părți și se întoarce acasă. Și vine sora Michael în față, îl pleznește, nu se vede, zice, cu câtă cinste s-a purtat împăratul Israel. s ca un om de am văzut să spun asta. nu, nu spic pe mine. Și David, am el mai, dintr -o, și asta e o chestie ciudată, dintr-o dată Iisus spune înălțim cu Domnul și imediat e enervezi și scap de tăchi și de așa, zice, s supărat și zic, de o replică, da, e de o ustă, de de numai. Zice, auzi, știi, înainte cu el am jucat eu, înaintea Domnului, care l-a dat pe taică afară și m-a pus pe mine în locul lui. Vreau să mă arăt mai ceva decât de data asta și totuși voi fi în cinste la slujnicele care zici tu. Regăsirea entuziasmului pierdut, uitați-vă la David, cât entuziasm are când se închină lui Dumnezeu. E trist să vii în prezența Domnului, să fie Domnul prezent și să fim opăriți, să fim plictisiți, să te uiți pe telefon, să te uiți pe ceas cât mai trece, să te uiți în stânga, în dreapta. Zicea cineva că nu există blestem mai mare și păcat mai mare decât să plictisești oamenii având cuvântul lui Dumnezeu în mână și vorbind din cuvântul lui Dumnezeu. E trist să cântăm, și să cântăm mai entuziaști atunci când cântăm cu radio pe mașină sau o piesă, nu știu unde, să nu cântăm cu bucurie în adunare. Îmi doresc din toate ca noi aici la învierea să ne rugăm din toată inima, să ne udă Dumnezeu până în ceruri, să cântăm din toată inima, să dăruim cu bucurie, să ascultăm cuvântul, să tot ce facem să facem de dragul Domnului, să facem cu entuziasm. Faci ceva la adunare, nu știu, ce mai mic lucru, aspir paci mă aspiră din toată inima. Faci ceva, văruiești ceva pe fă din toată inima, Vizitez un bolnav, vizitează-l cu bucurie, sun pe cineva, sună-l cu bucurie. De multe ori facem câte ceva pentru Domnul ca traj de cap și așa se și vede. Clar că dacă ești lipsit de orice motivație, plictisit, obosit, crâncănești pe acolo, apoi de ce trebuie să fac? Clar că n-ai nicio bucurie. Noi trebuie să ne regăsim entuziasmul. Tot ce facem să facem ca pentru Domnul, că pentru Domnul facem, să facem cu bucurie. Una dintre cele mai tari întâmplări pe care am citit eu vreodată e despre Ion de Aur, acest mare om al lui Dumnezeu, interesant, la un moment dat a ordinat pe un băiat tânăr, un slujitor tânăr, și după ce a ajuns el acasă, cel mai mare predicator al vremii lui, era foarte frământat. Mă, bine am văzut că l-am ordinat pe ăsta sau nu? E prea tânăr, lipsit de experiență, o să facă prostii. Mă, zice, m-am luat după nu știu cine, cine e spită mă pus să-l ordinez pe ăsta, să-l pun preo direct? Și au avut mari frământări, așa, zile întregi, nu au avut pace, nu au avut liniște. Și ce s-a hotărât eu în gură de aur? S-a hotărât să meargă la biserica pe care o slujește acest tânăr uh, pastor, să vadă cum slujește el s-a îmbrăcat diferit, s-a pus undeva mai în spate să nu-l vadă nimeni și o asculta cu atenție cum se desfășoară slujba. L-a ascultat cum cântă, l-a ascultat cum se roagă, l-a ascultat cum predică și la final a zis, bă, așa ceva n-am auzit, când sunt eu, cel mai mare predicator, zic unii din toate timpurile. La finalul slujbei, o de Aur se duce la el și spune, frate, aș vrea să te rogi pentru mine, zice o îngură de Aur. Și zice, eu să mă rog pentru dumneavoastră? Cum să mă rog eu pentru dumneavoastră? Nu o să sunteți episcopul de Constantinopol, sunteți cel mai mare predicator și teolog, cum să mă rog eu pentru dumneavoastră? La care spune eu în gură de aur, în felul următor, auzi, nu spun asta ca să te, nu știu, să te flatez. Dar îți mărturisesc înaintea lui Dumnezeu că n-am auzit un om în viața mea cântând cu atâta foc pentru Dumnezeu. N-am văzut în viața mea un om care să se roage cu atâta pasiune în fața Domnului. N-am văzut un om care să prege cu atâta entuziasm, cu atâta dedicare până acum. Și aș vrea să te rogi pentru mine la care zice băiatul acesta niște cuvinte care pe mine m marcat. Dar frate Ioane, se poate și altfel? Se poate și altfel? Acum uită-te tu în viața ta și eu să mă uit în viața mea. Noi cum suntem? Ardem noi pentru Domnul. Știți, știți care este marea problemă și pe calea pocăinței? Pornești cu entuziasm, Domnule. Știu pe unul care avea casetofonul pe umăr, mergea pe stradă, ascultă muzică. Frumos lucru. Dar după un timp nu le-am văzut nicăieri. Ce se întâmplă? Pornești la început, angajamente, Doamne, ai fost cu mine în ecas, făgăduini sfinte, promisiuni. Alții zice, bă, nici nu fă Domnului promisiuni, nu, zice Biblia altceva. Domnului plac oamenii care fac făgăduini și apoi se țin de ele. Noi zicem, bă, mai bine nu, mai bine pe toată treaba ta. Domnul zice, Mie mi îmi plac oamenii care fac promisiuni sfinte și apoi se țin de ele. La început suntem entuziaști, cântăm, ne rugăm, ne implicăm, facem de toate. Șase luni mai târziu nicăieri. Un an, plecați în delegații. Vorba unui frate, odată am fost la evangelizare să ascult, pe vremuri era lucrul acesta, și întreabă predicatorul acel în unde sunt frații? Era luni seara și erau predicați frații, nu veneau la adunare. La care zice fratele Ning Gheorghiță, în misiune. Unde îi trimis Domnul are misiune? Se pune următoarea întrebare, frații mei, surorile mele. Noi mai avem entuziasm pentru Domnul. Știți ce aș vrea să ne regăsim în dimineața aceasta ca să fim oameni plăcuți Domnului, să ne primească Dumnezeu în Entuziasmul. Haideți să cântăm din toată inima. Haideți să predicăm din toată inima. Haideți să ne rugăm din toată inima. Haideți tot ce facem pentru Domnul să facem cu entuziasm, cu pasiune și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Cele patru lucruri de care ai nevoie ca să te închini. unul: Conștiința prezenței Domnului. 2. Ascultarea fără nicio rezervă. 3. Regăsirea entuziasmului pierdut. 4. Orientarea atenției către Dumnezeu. Orientarea atenției către Dumnezeu. Știți ce spuneau oamenii aceștia printre altele? Osana. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, fiul lui David. Osana înseamnă Dumnezeule, mântuiește-ne. Bun înțeles, ei așteptau o mântuire politică. Romanii păsau greu de Zeci de ani peste ei îi torturau, îi umileau, îi nedreptățeau și așteptau o eliberare politică. Dar totuși, atenția lor n-a fost îndreptată asupra cezarului, n-a fost îndreptată asupra altora, atenția lor a fost îndreptată asupra lui Hristos. Și e foarte important să înțelegi că atunci când te închini, orientarea noastră trebuie să fie către Dumnezeu, atenția noastră trebuie să fie îndreptată către Dumnezeu. Când tu vii la adunare și te rogi, pentru ce te rogi? Să te audă Domnul sau să te audă cel de lângă tine? Când vii și cânți, fie că ești pe scenă, fie că ești în, în adunare, pentru ce cânți? Când vii și rostești un cuvânt din partea Domnului, care este motivația ta? Când dăruiești pentru Domnul ceva, de ce dăruiești ce dăruiești? Când faci ceva pentru Domnul, de ce faci lucrul respectiv? Orientarea atenției tale oare este spre Dumnezeu sau spre cei de lângă tine? Iubiții mei, să ne ajute Domnul să înțelegem că tot ce facem noi atunci când ne închinăm trebuie îndreptat spre Dumnezeu. Și Doamne, ajută-ne la aceasta! Are soră în o vorbă foarte interesantă, zice că oamenii vin la biserică stând în scaune sau pe scaune sau în bănci și ascultă predicatorul vorbind și îl notează. Ei dau diferite note, e mai bun, e mai slab. Dar ceea ce le scapă din vedere, faptul este că nu predicatorul este actorul. Ce actorii sunt chiar frații și surorile care vin la adunare. Ei stau pe scenă și stau înaintea lui Dumnezeu. Predicatorul cântărețului nu este nimic altceva decât un suflor care imobilizează, care îi încurajează. Dar cel care ascultă este Domnul. Dacă noi am înțelege că noi suntem înaintea lui Dumnezeu și Domnul se uită la fiecare dintre noi, spune Scriptura că Dumnezeu ne cercetează gândurile. Dumnezeu știe când stăm jos, când ne ridicăm. Dumnezeu știe toate lucrurile. Dumnezeu ne pătrunde atitudinea de departe. Dintr-o dată am fi diferiți. iubiți mei, în această dimineață, haideți să ne orientăm toată atenția spre Dumnezeu. Când te închin, nu-i vorba de fratele sau de sora. Nu-i vorba de adunare, nu-i de vorba despre ce spun alții despre noi. Tot ce facem noi să fie făcut pentru Dumnezeul nostru. Ca închinarea noastră să fie plăcută Domnului, trebuie să fie pentru Domnul. Tot ce facem noi să fie de dragul lui Dumnezeu. Se poate și altfel? 1 Samuel, capitolul 15, versetul 30, zice scriptura că Saul la un moment dat vede că Domnul respinge-l, leapă de ca și împărat al lui Israel și zice, Samuele, am o rugăminte la tine. Vino să mă cinstești înaintea mai marilor poporului, înaintea bătrânului Israel, închinându-te împreună cu mine. Cum adică, Saul, tu vorbești despre faptul că ai nevoie să te cinstească profetul? Adică tu te închin să fii cinstit și răspunsul este da. Eu mă închin ca să fiu cinstit de popor. Se poate așa ceva? Să te rogi, să cânți, să predici, să dăruiești. Să faci câte un lucru sau altul pentru Dumnezeu, în lucrarea Domnului. Să ajungi pe cineva care trece prin situații delicate. Să vizitezi un bolnav, un orfan, să-i faci un bine cuiva. Și să faci lucru respectiv ca să fii văzut de oameni, aplaudat de oameni, răspunsul este da, se poate. Sau când face ceea ce face, nu face pentru Domnul ceea ce face. Deci el nu vine să zică, Doamne, știi ce -am greșit, îmi pare rău, mă pocăiesc. Ok, nu mai voi fi împărat în țara lui Zare, nu e nicio problemă la urmă Dar vreau, Doamne, să ajung cu tine în rai. El ceea ce face, toată procedura lui imaginează, se aduce mielul de jerf, el face pe acolo tot felul de rugăciuni, cu un ochi se uită spre Samuel, cum o să vadă, cum îl văd oamenii, cum îl evaluează. Nu e așa că pare ceva neplăcut? Adică cum bă, tu, tu aduci jerfă și tu te rogi cu mine ridicate așa și tu faci diferite scheme pe aici și scene, numai să te vadă oameni, dați-mi ce să fiu cinstit de popor. Că se poate să faci câte un act de închinare, și atenția ta să nu fie îndreptată spre Dumnezeu. Și totuși Pavel ne spune, 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 20, că aminul pe care îl spunem în adunare, dacă îl spunem din toată inima, noi îl spunem spre slava lui Dumnezeu. Eu știam așa în general că aminul se spune ca să încurajezi predicatorul. Vedeți că are un moment mai dificil să încurcă, să flăstește, nu știu ce să zică. Amin, aleluia! Și atunci prinde curaj. Poate prinde curaj vezi spun frate cântă, parcă nu, nu știe ce să zică, ce să, cum să intre și atunci amin, aleluia, și -mi de parcă prinde curaj biserica cu el. Oare asta este închinare? Pavel spune, până și aminul pe care îl spuneți în adunare, până și aleluia pe care o spuneți în adunare, tot ce faceți voi în adunare e pentru Domnul, e pentru slava lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, noi trebuie să trecem dincolo de ceea ce facem noi în adunare, că până la urmă nu-i vorba doar despre noi, Vedeți care este marea problemă în general? Se pierde simțământul prezenței lui Dumnezeu. Întâlnirile bisericii fără prezența Domnului sunt întâlniri sociale. După aceea, dacă nu simți nimic, nu te atinge Domnul, te plictisești, nu mai fii la adunare, nu se întâmplă nimic. Noi avem nevoie când venim la adunare să ne întâlnim cu Domnul și în închinare te întâlnești cu Dumnezeu, ai conștiința prezenței Domnului. Mă rog, în această dimineață, fiecare dintre noi să înțelegem că aici este Hristosul lui Dumnezeu. Că aici este Domnul care iartă, care mântuie, care vindecă, care ridică, care schimbă. Și atunci când noi facem ceva în adunare sau căutăm fața lui Dumnezeu acasă, marea binecuvântare este tocmai prezența lui Dumnezeu. Haideți să ne recâștigăm conștiința, sentimentul prezenței Domnului. Domnul este prezent aici. Iacob spunea, este aici, Hristos este aici, Dumnezeu, și nici măcar n-am știut lucrul acesta. Eu vreau să te întreb: când ai pășit în adunare în această dimineață, ai simțit că Domnul este aici? Ei simți prezența în cântare, ei simți prezența în predică, ei simți prezența în rugăciune. Tu simți că Domnul este aici? Ești conștient că Domnul este aici? Ar fi trist să venim la adunare și să nu înțelegem că este Domnul aici și să nu simțim lucrul acesta, să nu-l constatăm. Iubiții mei, Hristos este prezent în adunare. Ca închinarea noastră să fie plăcută, trebuie să ascultăm fără nicio scuză, fără nicio rezervă, trebuie să ne ducem până la capăt în ascultarea noastră. Doamne, tot ce vrei tu aia fac. Să nu mai fim selectivi, bă, ce vreau iau, ce nu vreau nu iau. De asta avem falimente spirituale. De asta nu suntem plini de Duhul Sfânt. De asta nu ne biruim ispitele și păcatele din viața noastră. De asta nu avem bucuria mântuirii, că suntem selectivi. Ce ne place luăm, ce nu ne place nu luăm. Nu-i bine așa, frații mei, mele. Tot ce spune Domnul, e da, așa min Tot ce spune Domnul, trebuie să facem. Pentru că este Domnul. Ce să ne ajute Domnul acesta. Avem nevoie de regăsirea entuziasmului. Plictisiți, obosiți, secătuiți. Ce-ți place cel mai mult, frate, când se face la adunare? Sau ce-ți place mai mult la adunare? Și ce-o spus unul odată? Când se spune așa, cu harul și pacea Domnului, adunare liberă. Asta îmi place mie cel mai mult. E trist. Haideți să ne placă întâlnirea cu Domnul, să ne regăsim entuziasmul, să cântăm cu bucurie, să ne rugăm cu bucurie, să ne rugăm din toată lumea. Deschizi Biblia acasă, nu deschide Biblia ca pe o povară, bă, trebuie să citești am niște versete din Biblie, ci mulțumește Domnul că ți-o dat cuvântul lui. Ia soția, ia soțul, ia sprunce, citiți împreună Biblia, rugați-vă împreună, fii plin de bucurie, fi un om entuziast, fii un om care te bucuri, să te bucuri de venitul la adunare mai ai ceva ca cineva ți-ar face cinste în oraș să te bucuri de părtășia cu Domnul acasă, mai e ceva ca de o de salari, Așa ar trebui să fie. Pentru că cel mai important este mântuirea sufletului nostru, este mântuirea caselor noastre. Avem nevoie de regăsirea entuziasmului în închinare și avem nevoie de orientare atenției. Doamne, cât de adevărat este cuvântul acela că omul este o ființă egoistă. Parcă totul trebuie să se învârtă în jurul nostru soția în jurul meu, soțul în jurul meu, pruncii, patronul, angajații, soarele, luna și cometele, toate se învârtă în jurul meu. Și uităm că nu noi suntem centru, ci Hristos este centru. Ce poate fi mai trist decât să facem figurații de o închinare oricare ar fi ea, fără să ne întâlnim cu Domnul, să înțelegem că tot ce facem noi aici este pentru Domnul. Dacă nu facem pentru Domnul ceea ce facem, știți ce se va întâmpla? Ca farisei din vremea lui Hristos. Bă, ce oameni grozavi! mai imaginează că te-ai trudit pentru Domnul și lumea o să zică că o să zică bravo, frumos. Și cei mai mulți, a doua zi, nici nu-și mai aduc aminte de ce ai făcut. Nu te cuprinde o sfântă disperare. Dar Domnul spune, tot ce facem noi pentru El? Notează într-o carte. Cartea duce aminte și Dumnezeu răsplătește. Tot ce facem noi să fie orientat înspre Domnul. Nimic să nu facem de dragul oamenilor. Nimic să nu facem să impresionăm. Ci totul pentru Domnul și Dumnezeu să ne ajute la aceasta patru lucruri de care ai nevoie ca să te închini. 1. conștiința prezenței Domnului. Doi, o ascultare fără rezervă. Trei, regăsirea entuziasmului spiritual. Patru, orientarea atenției către Dumnezeu. Și vreau să închei cu ceea ce spunea psalmistul în psalmul 96, versetul 9. Închinați-vă lui Dumnezeu, îmbrăcați cu podobe sfinte. Cu podobe, dacă ziceți zicem atâta, ar fi anumite gătele exterioare. Dar psalmistul face un pas mai departe și spune Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Podoabele acestea sfinte înseamnă simțământul prezenței lui Dumnezeu. Podoabele acestea sfinte înseamnă foarte important, o ascultare fără limite. Doamne, tot ce îmi poruncești eu fac. Citești ceva în Biblie, fac imediat. Aud un mesaj predicat, fac în tocmai ce îmi spui tu prin cuvânt. Îmi dai un vis, o descoperire din partea ta, fac în tocmai ceea ce tu îmi spui. Asta e sfântă. Apoi, Entuziasmul ăsta, Doamne, pe care nu-l mai am, eu pot sfântă, te rog, ajută-mă să mă închin înaintea ta plin de entuziasm, plin de bucurie. Și încă ceva, Doamne, închinarea mea poate nu-i pentru tine, m-am împodobit, dar nu să mă înfățișeze înaintea ta, nici acasă, nici în călătorie, nici în adunare. Doamne, vreau să mă împodobesc în dimineața aceasta în prezența ta, cu o inimă după inima ta și tot ce fac eu să fac pentru tine. Când ai această atitudine, dintr-o dată, Domnul îți primește închinarea și Dumnezeu să le primească.